Proiectul Abilitare Participare Transparență implementat în orașul Drochia de Asociația Obștească Centrul de Resurse Univers, beneficiar a programului de granturi locale al Uniunii Europene timp de 12 luni, este pe ultima sută de metri. Ce s-a reușit în această perioadă? Au fost realizate 4 module de instruire pentru membrii Comitetului Local de Cetățeni în următoarele domenii: monitorizarea achizițiilor publice, dezvoltarea abilităților de comunicare. 2 module de instruire au fost dedicate comunicării cu administrația publică locală și prestatorul de servicii în aprovizionare cu apă și canalizare. Au fost organizate activități de salubrizare a zonei fântânilor arteziene din orașul Drochia. Zona fântânilor arteziene a fost amenajată cu mobilier stradal în valoarea totală de 117.150 lei. Au fost procurate și montate 12 seturi de masă cu 2 scaune, 6 scrânciope duble, masă de tenis din metal, 3 tomberone de gunoi, 4 carcase de metal pentru plăci informative, plasă de volei cu suport. Au fost realizate 20 de sesiuni informative despre importanța apei și pași realizați pentru îmbunătățirea calității acesteia cu suportul Uniunii Europene pentru elevii din orașul Drochia în cadrul instituțiilor de învățământ din localitate. Au fost realizate 17 activități tematice pentru copiii din Instituția de Educație Timpurie Drochia și părinții acestora, care au fost informați cu privire la importanța serviciilor publice de aprovizionare cu apă și canalizare, investițiilor și rolul cetățenilor în îmbunătățirea calității serviciilor publice. În cadrul flashmobului Un strop de apă pentru tine, o activitate distractivă informativă, tinerii din orașul Drochia au sesizat în mod practic calea parcursă de apă pentru a ajunge la consumatorul final. A fost procurat echipament specializat pentru întreprinderea municipală Apă Canal din orașul Drochia în valoare totală de 253.589 lei, datorită căruia intervențiile în cazuri de accidente sunt mai eficiente și mai calitative. Au fost realizate întruniri în teritoriu cu locuitorii orașului Drochia și reprezentanții administrației publice locale, întreprinderii municipale Apă Canal, managerul proiectului investițional și șeful de șantier în cadrul proiectului investițional, în scop de stabilire a unui dialog constructiv și productiv. În cadrul proiectului a fost realizat un sondaj de opinii a 2 etape, în faza inițială și finală de implementare a proiectului, în scopul măsurării rezultatelor impactului proiectului, cât și identificării persoanelor active dornice de a se implica în proiect, identificării potențialului de contribuție a populației la dezvoltarea rețelei de apă și canalizare. Participanții la activitățile proiectului s-au convins că prin puțină implicare și multă muncă se reușesc lucruri frumoase și sperăm că urmează și alte activități benefice pentru societate realizate de oameni activi și dornici de schimbare. Asociația Obștească Centrul de Resurse Univers este beneficiară programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul Abilitare Participare Transparență în orașul Drochia. Programul de granturi locale este lansat în baza cadrului unic de sprijin a Uniunii Europene, acordat pentru Republica Moldova, în cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului Abilitarea Cetățenilor din Republica Moldova, finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei. Partenerii proiectului pentru regiunea Nord sunt Asociația Obștească Pro Cooperare Regională și Asociația Obștească CASMED.